Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Institutul Balașii, Centrul Cultural al Ungariei, Sfântul Gheorghe, revista Hepe Hupo cu sprijinul UDMR Sălaj, Inspectoratului Școlar Județean și al Primăriei Comunei Crasna, organizează festivalul Primăvara Poeziei, ediția 15-a, în perioada 24-25 aprilie, care va avea loc la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj în sala Dialoguri Europene. Prima zi a evenimentului, vineri 24 aprilie, de la ora 17, se va deschide cu vernisajul expoziției pictorului Urmai Unguran Laszlo din Budapesta. După lorile de cuvânt ale oficialităților și oaspeților, va avea loc tradiționala întâlnire între poeții români și maghiari, care vor citi din creațiile proprii publicate în antologia Primăvara Poeziei, ce va fi lansată cu acest prilej. În antologia editată în acest an, apărută la editura Caiete Silvane a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, au fost publicați 31 de poeți români și maghiari, cu câte două poezii traduse în și din limbile română și maghiară. În cadrul evenimentului vor mai fi lansate încă trei cărți apărute la editura Caiete Silvane: Gheață și foc, antologie de poezie anglosaxonă, traducere și prezentări de Victor Cioban, Însemnări sălăjene, autor Gheorfi Dea Gheorfi, și O poezie pentru fiecare, autoare Simon Gheorfi. Ion Pițoiu Dragomir își va prezenta apoi un volum bilingv de novele, Rând pe lumini. Evenimentul va fi completat de lecturile publice susținute de poeții clujeni Ștefan Baghiu și Jonta Ianoș și de un moment muzical oferit de tenorul Sergiu Chirilă și profesorul Grigore Grigoruț. A doua zi, sâmbătă, 25 aprilie, la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, de la ora 9:30, tot în cadrul festivalului Primăvara Poeziei, se va desfășura concursul județean de recitare din poezia românească. În paralel, începând de la ora 9, va avea loc concursul de recitare în limba maghiară.